oaspeții, recuperarea lui Iosil, centrarea cehului pentru același Daniel Niculae, Ghețo, gol! 1-0! Marchează Marcel Ghețo! Râmnicianu i-a reproșat lui Wagner faptul că acel flanc dreapta al Chiajnei a rămas descoperit. Minutul 30, minutul deschiderii scorului, omul despre care vă spuneam că a adus Rapidului 6 puncte în acest retur, este cel care deschide scorul și în această seară poziția corectă a lui Daniel Niculae. Ghețov pleacă fără marcaj și reușește să deschide scorul din 6 metri. Până la urmă, aceste încercări ale lui Daniel Niculae de a așeza mingile pentru oamenii din linia a doua au dat rezultate și rezultate chiar foarte bune. E clar că este o schemă exersată de rapidiști la antrenament.